Fanii Stelei se revoltă după anunțul lui Becali că FCSB vrea să joace în Ghencea. În Ghencea doar Steaua este mesajul fanilor care îi amenință pe generali. Luptați pentru club sau nu mai aveți viață cu noi. Fără spectatori, Steaua s-a întors în Ghencea la 2 săptămâni după ce a inaugurat noul stadion. Frații Herea au fost adversarii Stelei. Oprița s-a enervat în prima repriză a amicalului cu Metaloglobus. Imediat, Steaua a marcat 2 goluri în mai puțin de 3 minute. Băjenaru a reușit dubla. S-a terminat 2-2. Fostul rapidist Ovidiu Herea este primul fotbalist care îi dă gol Stelei pe noua arenă din Ghencea. În ultimul minut, portarul Stelei, Sandu, a scăpat mingea printre picioare. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.